Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la horoscopul pentru cuplu, dragii mei, din zodia Scorpion sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi în luna ianuarie 2021 treaba cu iubirea ta, treaba cu cuplul, cu relația în care sunteți. Și o să începem, bineînțeles, cu acele energii care guvernează sectorul iubirii și, bineînțeles, relația voastră în această lună. Și iată și pentru voi, ca mai și la o zodie, de nu mai știu la care, este base chakra, este chakra rădăcină. Chakra rădăcină care vorbește despre, în momentul în care este ea ciufulită, așa, vorbește despre acele temeri, acele frici, na, cine știe, și frică de abandon și frică de trădare, poate aveți unii dintre voi acest lucru. Dar în cazul vostru, și doar în cazul vostru, îmi vine mesajul cu această carte de împământare, de siguranță, de apartenență. Foarte interesant. Îmi vine cuvântul apartenență pentru luna ianuarie. S-ar putea să aveți voi acest sentiment de siguranță alături de partenerul vostru, acest sentiment de ok, I belong to someone, da? Aparțin cumva cuiva, că toți avem această nevoie de a aparține unui grup de oameni. Dacă nu suntem, suntem ființe sociale, nu trăim în peșteri, asta este vrăjeală, vreau să spun, dar în fine, sunt și oameni care trăiesc în peșteră, mai cât de fericiți vor fi, treaba lor. Nu avem noi treabă cu ei, sau cel puțin eu. Mergem mai departe. Gata. Mergem mai departe și mai vedem o energie interesantă, este reciprocitate în iubire. E, da, dacă aveați dubii că partenerul vă iubește, dacă aveați dubii că nu știu ce, nu. Ia că ni se spune, cel puțin această energie guvernează relația voastră în luna ianuarie și există emoții, sentimente reciproce. Și mai avem încă o energie care vă impulsionează, zic eu, este energia leului, energia aceea solară. Bine, poate partenerul vostru este în zodia leu sau cu ascendent în leu sau sunteți voi care aveți ascendent în leu sau Venus în leu, cine știe. Această energie care vă dă impulsul de a lua decizii, impulsul de a merge mai departe cu această relație, impulsul de a fi, îmi vine să spun, a fi mai jucăuș, da? Această energie a focului care aprinde niște pasiuni sau a reaprinde în unele cazuri niște pasiuni în cadrul cuplului și relației voastre. Și mergem acum pe partea voastră să vedem care este energia predominantă cu care sunteți voi în luna ianuarie în relație cu partenerul vostru. Wedding, căsătoria. Ei, poate unii dintre voi aveți planuri de căsătorie sau vă doriți o relație de lungă durată cu partenerul vostru sau poate chiar sunteți căsătoriți. Mai există și varianta pentru unii dintre voi să fi fost căsătoriți, da, și acum să intrați, să fiți în relație cu altcineva. Și o să vedeți de ce spun lucrul acesta. Și mergem mai jos, pe partea voastră rămânem. Iată pajul de monede și aveți acest paj de monede de două ori. Unii dintre voi s-ar putea să aveți deja copii dintr-o căsnicie anterioară sau să aveți copii cu partenerul cu care sunteți sau să vă doriți copii în cadrul acestei relații. Și mergem mai departe, regina de cupe urmată de zecele de săbii. Și îmi vine să spun în felul următor, că eu dau așa ca toate variantele. Unii dintre voi ați trecut printr-o despărțire destul de nasoală. Unii dintre voi poate ați trecut printr-un divorț, da, care a fost așa mai cu turbulențe. Un sfârșit de relație care și-a pus amprenta cumva asupra voastră. Și poate din acea relație sau din acea căsnicie au rezultat și niște copii sau cel puțin un copil cu care sunteți voi așa la pachet, poate în această relație. Mă rog, pentru cei care nu sunteți căsătoriți cu persoana despre care vorbim acum, cea cu care sunteți în relație, evident. Și mai avem în felul următor, iată-te regele de săbii, dar în acest pachet, regele de săbii, știți foarte bine, dacă nu vă spun eu acum, are sabia ruptă. Poate că a existat o pauză, să spunem, în comunicare, în această relație între voi și partenerul vostru în trecut. Sau poate că a fost o discuție, o discuție, nu, o comunicare deficitară. Poate au fost acolo niște problemuțe. Iată, vă vedem pe voi totuși foarte deschiși, da, cu regina de cupe, de a trece poate peste niște certuri, de a trece peste niște inconveniente care s-au întâmplat în cadrul relației în trecut.
Sau, unii dintre voi, așa cum am spus, treceți peste ceva, peste o altă relație, încheiați niște socotele acolo și vă implicați în ceea ce aveți acum pe masă. Vă implicați și chiar aveți, poate unii dintre voi, gânduri de relație de lungă durată, poate și de căsătorie. Iată și pajul de bâte, pajul, pardon, cavalerul de bâte. Vine cu un buchet de flori, dar vine cu o ofertă. Poate voi sunteți cei care în această lună vă gândiți să faceți acest pas, vă gândiți să oferiți, da, această invitație către căsătorie sau o relație de lungă durată partenerului, partenerei voastre. Optul de cupe este acea detașare emoțională și vedem că este o detașare emoțională de ceva ce s-a întâmplat în trecut, da, de zecele de săbii. Fie că v-ați detașat emoțional de o despărțire sau v-ați detașat emoțional de niște discuții, niște certuri care au fost între voi și partenerul acesta despre care vorbim, important este că vedem că ați trecut peste. Vedem că a intervenit poate acea înțelegere sau cel puțin acea iertare cu regina de cupe și iată că dedesubt este și cartea morții. Vă reprezintă pe voi în totalitate, scorpionilor. Cartea morții care vorbește despre o transformare, care vorbește despre o încheiere a unor situații. Și se repetă, acum ar trebui să repet ceea ce a spus mai devreme, că ori ați încheiat o situație și ați lăsat-o acolo, ați trecut peste sau ați transformat poate în interiorul vostru niște trăiri, niște emoții pe care le-ați trăit în momentul în care ați avut poate niște conflicte cu acest partener. Și avem pajul de monede, l-ați văzut, și avem și asul de bâte, care vorbește despre iubirea, pasiunea pe care o simțiți față de partenerul vostru în această perioadă și o să vedem că există niște oglindiri între voi și partenerul vostru. Da, văd această deschidere din partea voastră, văd această dorință, da, fie de căsătorie, fie de relație de lungă durată, vedem faptul că voi v-ați schimbat, ceva din trecutul vostru v-a schimbat, a intervenit acea metamorfozare, să spun, a ideilor voastre, a conceptelor voastre, a definițiilor voastre, poate despre voi și poate despre relație, ceva, poate partenerul ăsta vă face sau da, vă face să vă schimbați părerea, ceea ce e de bine. Și mergem mai departe și anume pe partea partenerului, că aici este, aici arde, aici vă interesează energia predominantă a partenerului vostru în această perioadă, este engagement, logodna. Ia uite cum avem noi și nuntă și logodnă, bine că n-ai ieșit și honeymoon, luna de miere, că era setul complet. Da, partenerul vostru se gândește să fie alături de voi, să-și asume, da, anumite responsabilități alături de voi, își dorește o relație de lungă durată. Acum nu sunt două cărți de căsătorie, că poate și el își dorește același lucru, oricum vedem că se implică, vedem această dorință. Și haideți să vedem și restul cărților. Și avem Cavalerul de Săbii care vorbește despre comunicare. S-ar putea să vină și să vă propună, da? Ori voi, ori partenerul, amândoi aveți în minte același lucru, asta este clar. Vrea să vină să vă propună ceva, ia că își dorește această reușită alături de voi. Și avem și Cartea Temperanței. Acum, că poate fi vărsător sau cu ascendent în vărsător, poate să fie orice zodie dorește la urma urmei, Cartea Temperanței ne spune că a stat. Și a luat timpul necesar, s-a gândit, poate că voi v-ați gândit, uite, cum, de exemplu, pajul de monede, v-ați gândit că, băi, dar nu mai zice odată, băi, dar chiar nu. Nu, și-a luat timpul necesar de a reflecta, de a lua decizia poate corectă. Nu este o persoană care să se grăbească când vine vorba de astfel de lucruri. Bănuiesc că nicio persoană nu se grăbește când vine vorba de astfel de angajamente de lungă durată alături de altcineva. Și iată și energia despre care vorbeam, care se oglindește și anume asul de bâte. Amândoi aveți această pasiune pentru celălalt, amândoi aveți această iubire față de celălalt, ceea ce este bine, cel puțin atracția din punct de vedere sexual e acolo la cote maxime. Cartea nebunului, uite-l cum vine el, da? Vine pentru noi începuturi, vine așa cu capul în nori puțin, să zicem, amețit cumva de pasiunea pe care o simte pentru voi, de iubirea pe care vă o poartă, vine să vă facă o propunere și din ce vedem aici cu următoarea carte, ea este nouă de săbii, dar nu are treabă cu nouă de săbii, era din tarotul clasic, vorbește despre a face niște cadouri.
a face niște daruri din ceea ce vedem. Partenerul, partenera voastră, bă, cel puțin din ceea ce mi sugerează această carte, are toate resursele necesare de a vă oferi chestii de care voi aveți nevoie, că sunt bijuterii, că sunt chestii pe parte materială, da, vedem potențialul de a face acest lucru. Oricum, vedem și în prima carte, și prima carte, adică asta de engagement, și asta că s-ar putea să primiți un inel, nu știu, cine știe, Doamne ajută să fie de bine. Acum, dacă sunteți bărbați, nu știu, nu se dau inele la bărbați, nu știu ce se dă, se dă vestea sau se sugerează că ar fi bine să nu crezi că lipsește ceva. Vedeți voi cum pune problema partenera voastră, dragii mei, masculi care vă uitați la mine acum. Dar vedem că partenerul, partenera voastră își dorește această colaborare alături de voi, își dorește să lucreze cot la cot cu voi în această relație, își dorește această implicare reciprocă și am văzut și reciprocitate în iubire. Și ne spune cartea că nu se dă înlături de a trage la aceeași căruță alături de voi. Optul de monede și treiul de monede ne vorbește despre același lucru. Și iată și cartea Marelui Preot care vorbește despre commitment, despre angajament. Își dorește să oficializeze cumva relația voastră. Dacă nu vorbim de a merge pe la biserici și pe la alte instituții de genul acesta, iată că își dorește să vă prezinte familiei sau să vă prezinte prietenilor, să vă includă în cercul de prieteni, să ducă, da, această relație la următorul nivel. Haideți să vedem care este energia dintre voi. O carte interesantă cu un mesaj aparte de data aceasta. You deserve love, merit să fii iubit. Iubită. De obicei v-aș fi spus că există niște probleme de încredere în sine. Nu. Uite că de data asta mesajul care îmi vine cu această carte este altul și anume că amândoi considerați că meritați această iubire. Amândoi aveți sufletul prea plin, îmi vine să spun, de iubire, iar această apă învolburată îmi vorbește despre pasiunea clocotitoare din cadrul acestei relații și amândoi conștientizați că, da, domnule, merit. Merit această iubire, merit această persoană, merit să simt ceea ce simt. E prima oară când vine mesajul cu acea carte astfel. Da, așa vine, așa vi-l spun. Haideți să vedem mai departe pe energia dintre voi ce vine din partea voastră. Avem pajul de cupe. Iată că voi, da, s-ar putea să fiți cei care sugerați sau chiar care veniți cu o propunere sau veniți cu niște, cu un sol de pace, să spunem, către partenerul, partenera voastră. Este o deschidere, așa, un sol al iubirii voastre, un mesager al iubirii pe care îl trimiteți către partenerul, partenera voastră. Iată și pajul de monede, pajul, pardon, cavalerul de monede, săracul, l-am decăzut în grad, nu știu cum se spune, corectați-mă voi. Se pare că și voi, și vouă va lua ceva timp să ajungeți la această energie și vouă va lua timp să vedeți să vedeți potențialul, să spunem, în acest partener și vouă va lua poate ceva timp să spuneți ham și vouă va lua ceva vreme să vă deschideți total către un viitor frumos alături de acest partener. Și iată și cartea îndrăgostiților că nu se putea altfel ca energie între voi. Și mergem mai departe, tot ca energie dintre voi, dar care vine din partea partenerului vostru, este roata norocului. Da, e așa se simte partenerul vostru alături de voi. Că în sfârșit s-au aliniat astrele așa cum trebuia. În sfârșit, voi ați făcut acea schimbare în viața sa, în viața partenerului vostru, acea schimbare în bine, acea schimbare frumoasă pe care probabil o aștepta de ceva vreme. Iată-te și Marea Preoteasă. Acum, da, putem spune că poate fi și Zodia Pești sau cu ascendent în Pești, cine știe, sau este o persoană. Dacă e să vorbim despre caracteristicile partenerului, poate este o persoană cultă, este o persoană citită, este o persoană preocupată, de ce nu, de lucruri spirituale, de lucruri ezoterice, sau mai putem vorbi de faptul că această persoană este puțin retrasă câteodată, dar este o persoană care, nu știu, poate este mai închisă în sine, poate nu și exprimă sentimentele așa foarte foarte ușor, foarte fluid. Acum depinde și de zodia care se află și de multe alte treburi. Dar cu această mare preoteasă, da,
Da, am zis bine, cu această mare preoteasă, cu cumpărăteasa, nu știu de ce am eu o problemă cu ele două, sau ele cu mine, cine știe. Această mare preoteasă ne spune că are ceva tainic. Uite, acum mi se spune așa, are ceva tainic, are ceva un iz de mister, are ceva misterios. Această persoană e sau aduce, da, în această relația voastră, mai puțin. Vreau să văd niște detalii și interesant. Ok. Aduce în această relație a voastră acel dram de mister de care voi v-ați îndrăgostit. Este ceva care vă stârnește pe voi când vine vorba de această persoană. Și ca să nu vă mai zic cât de mult vă oglindiți, dragii mei, iată-te, amândoi veniți unul către celălalt cu pajul de cupe. Amândoi veniți cu sufletul deschis. Și poate amândoi veniți cu aceeași propunere, știi? Acum îmi vine în minte un scenariu de genul vă întâlniți și am să spun ceva. Bine, și am să spun ceva. Bine, hai spune tu primul, dar bine, hai spune tu prima. Și o chestie de genul ăsta. Și un, doi, trei și hop! Will you marry me? Ah, ce drăguț, doamne, eu mă uit prea mult la filme, probabil. În fine, dar asta mi-a venit acum în minte că amândoi gândiți aceeași chestie, amândoi vă doriți aceeași chestie și o să și comunicați treaba asta, o să se vede pe energia dintre voi, deci e de foarte bine. Și haideți să vedem. Iar am fost netisandu. Doamne, iartă-mă, mă bântuie femeia asta. Bun, haideți să vedem și niște mesaje din partea oracolelor pentru relația voastră pentru ianuarie 2021. Și să vedem ce mesaje vor să vină către voi, dragii mei. Iată-te, in, energie feminină de primit. De primit, fiți pe recepție, dragii mei, pentru că este de primit în această perioadă vis-a-vis de relația voastră. Trebuie să fac quanto, canto. Este de primit, trebuie să primiți ceva, veți primi, sunt niște oferte care vin către voi, iar numărul 2, iar mă duce cu gândul la Marea Preoteasă. O, Doamne, Doamne, învățați să primiți. Pentru că vine ceva către voi. Este o relație frumoasă, este o relație, da, în care și sexualitatea, să spunem că este foarte importantă pentru aceia dintre voi care ați suprimat treaba asta, iată că acum se ivește ocazia să o scoateți la suprafață. Clean it up, pieteta, na, ia uite curățenia de Paști, că asta de Crăciun a trecut. Cred că amândoi, în această perioadă, veți da deoparte praful de pe steaua voastră, de pe dorința voastră. S-ar putea ca ambii parteneri să fi renunțat la un moment dat în viața lor de a mai crede. Da, de a mai crede în iubire, de a mai crede în relație de lungă durată, de a mai crede în tot felul de angajamente de genul acesta. Uite că acum, în această lună, vă susține energiile, vi se dă ocazia, da, să vă schimbați părerea și dacă tot vorbim de schimba părerea, iată-te și această carte, Change in the Wind, o schimbare în vânt, e cartea spânzuratului din tarotul clasic și vorbește despre schimbare de perspectivă. Vă veți schimba părerea vis-a-vis de ceea ce înseamnă relație și ceea ce înseamnă traiul în cuplu. Lasă că este foarte bine și haideți să mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi, dragii mei scorpioni. Legat de relația de cuplu în ianuarie, Healer of the Ages, da, iar vorbim, uite, că iar vorbim despre vindecare, se vindecă ceva, dacă voi ați avut niște frici, că nu uităm acea carte a chakrei bazale, a chakrei rădăcină, dacă a fost ceva de vindecat, se vindecă în această perioadă, niște traume, niște răni sufletești, poate niște frici legate de, nu știu, abandon sau trădare se vindecă pentru că această persoană vă arată că se poate, vă arată că este acolo alături de voi. Journey, călătoria și e carte de decizii pentru care numărul 2 veți face o decizie importantă, o schimbare importantă în viața voastră de a pleca la un drum, poate din ce vedem alături de persoana iubită de data aceasta, să vă faceți bagajelul și să plecați mai departe și cartea soarelui, iar energia leului acolo care vorbește despre reușite. Este o relație cu potențial foarte frumos. Pentru că vedem două persoane care își doresc același lucru. Are și numărul 1 și vorbește despre noi începuturi. Noi începuturi foarte, foarte frumoase de lungă durată. Și haideți să vedem și din ultimul set de oracol pentru voi ce mesaje vor să vină.
Cred că este cea mai frumoasă citire până acum la cuplu, o energie foarte, foarte frumoasă și o congruență așa sănătoasă, imediat, între voi și partenerul vostru. Ei, haide, 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 nu vrea, uite că a vrut. Ei, da, poftim. Asul de bâte din nou, da? Ia câtă iubire, câtă pasiune, una bucată as de bâte, doi bucată as de bâte, trei bucată as de bâte. Ca să fie bine, există magnetism, există atracție și iubire între voi și această persoană. Foarte frumoasă citirea voastră. Planificare, ia cătă planificare și decizii, da, pentru că vorbim de logodnă, vorbim poate de căsătorie pentru unii dintre voi și aceste decizii sunt foarte importante. Aceste decizii vă schimbă, bineînțeles, cursul vieții. Și iar cartea spânzuratului, da, ia că tot aici, tot numărul 12, aici se numește Sacrifice, dar nu vorbim de sacrificiu. Vorbim din nou de schimbare de perspectivă, de schimbare de idei și vorbim de a ieși dintr-o situație emoțională, dintr-un mediu emoțional tulbure, fie că voi, fie că partenerul vostru, fie că amândoi, lăsați deoparte aceste tulburări emoționale, aceste tristeți, răni din trecutul vostru și vă îndreptați către ceva foarte, 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 foarte frumos. Și haideți să vedem și niște mesaje suplimentare pentru voi, dragii mei scorpioni, pentru relația de cuplu în ianuarie 2021. Spiritele animalelor, ia uite, dacă aveți voi animăluțe de companie, ia conectați-vă voi la ele și ia vedeți ce mesaje vă transmit. Animăluțele sunt alături de voi. Iubire. Să vină Mircea Radu, vrei că la câtă iubire este în citirea voastră, Mircea Radu să vină. E, ce v-am spus, traume din vieți anterioare, dragii mei, că de-aia apărea chestia aceea cu chakra rădăcină, cu acele frici de abandon, de trădare și acel healer of the ages, acel vindecător, se vindecă niște lucruri alături de această persoană. Bun, dragii mei, înainte să fac încheierea, vreau să vă anunț și pe voi că începând cu luna februarie, aceste citiri ale de amoroscop, da, legate de cuplu sau amoroscopul pentru cei singuri, vor fi făcute sub formă de alege o carte, așa am primit instrucțiuni, așa voi face, pentru că în momentul în care voi veți alege una din cele 3, nu știu, 4, 5, 6 obiecte, grupe de cărți, câte vor fi, voi vedea la momentul respectiv, în momentul în care vă concentrați pe unul dintre ele, bineînțeles, energia voastră este mult mai puternică acolo și astfel citirea o să fie ceva mai personală. Așa că, dragii mei, astea sunt mesajele pentru voi. Aștept cu drag comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Taroscop, Amoroscop sau alege o carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.